pe canalele mele de Facebook, de YouTube și pe alte rețele sociale. De obicei cu Oleg Adrian Vlad întreținem focul mic la proiectul Microfonul Liber. El fiind și religios, spre deosebire de mine, crede în draci și azi ne propune să discutăm despre aceste ființe mitologice care apar în cărțile religioase. Oleg, ce vrei să ne spui despre draci? Da, eu vreau să întreb mai întâi, că mă văd bine? Te vezi, dar ești cam departe. Dă-te mai aproape de cameră și o să te auzi mai bine. Încă mai aproape. Dacă acum? Da, se vede tricou, se vede inscripția Ucraina. Dacă te dai și mai aproape și un pic mai la dreapta, o să intri chiar cu totul în cadru. Amuș, stai că trebuie să... Da. E minunat. Dacă rămâi așa, e perfect. Vorbește. Hai că rămân. Salutări la toată lumea. Astăzi să vorbim despre dracu, în care mulți nu cred, dar care lucrează prin mulți oameni. Iacă noi toți vorbim că Dumnezeu, că biserica trebuie să îmblăm în biserică și așa mai departe. Astăzi vreau să vă propun să ne uităm la situația care a fost chiar în Ucraina, când, dacă ai auzit, Oleșca, când preoți țineau armele în altar, ca când, ca să susție armata rusească. Păi și în Moldova mi-amintesc că la mănăstirea Ciuflea, care era și nu știu de ce mai e patronată de Ministerul de Interne, când a avut loc un furt, s-a constatat că au furat carabinierii care erau puși să păzească instituția aceea privată, mănăstirea Ciuflea. Și de acolo ce crezi că s-au furat? Aur, bijuterii, chestii și arme, călugării, nu știu de ce, n-au încredere în Bojica, dar țineau și arme. Și carabinierul, fostul carabinier, a furat de acolo arme. De atunci carabinierii nu mai păzesc mănăstirea Ciuflea, sper că nici alte instituții religioase, dar asta a trădat că slujitorii bisericii au nevoie de arme de foc. Nu, asta a arătat că patriarhul Kiril nu-i patriarh, nu-i creștin om, dar-i drag, prin care se face amut toată războiul ăsta. Că om normal, creștin, n-aș binecuvânta pe ruși să ducă să ucide pe ucraineni și să spui că asta e luptă sfântă. Cu cine? Și ai văzut tu sfânt în lupta asta care este acum în Ucraina? Chiar vreau să dau la fiecare din voi întrebare și chiar și la oaspetii mei, Oleg Brega. Oleg, ce sfânt tu vezi în lupta care să ucide doi naționalități între dânșe? Care sfințenie ai văzut tu? Eu pe Ai lângă văzut faptul tu? Că sunt pacifist și mă împotrivesc oricărui război, cu excepția celui de apărare, iată, susțin acum Ucraina și aș merge chiar pe front să o apăr, împotriva agresiunii ocupației ruse, eu sunt și ateu, deci nu văd nimic sfânt nicăieri, cu atât mai mult în sfințirea tancurilor, în sfințirea rachetelor balistice intercontinentale, Satan sau Sarmat, cum se numeau ele. Deci asta mi se pare o mare trădare a principiilor pe care le promovezi. Tu, patriarh, tu, mitropolit, mă refer deja la mitropolitul Vladimir al Moldovei, care se subordonează patriarhiei ruse. Și prin asta se arată că noi ieșim la tot așa și că dacă și omul chiar și are credință în Dumnezeu, apoi precis credința asta nu în biserici este care îi spun oameni că sunt. Adică, noi deja, iacă eu, Ucraina deja nu se ține cu patriarhia rusească, dar și care țin cu ruși spun că ei sunt împotriva lor. Apoi dacă s-a împărțit biserica între dânșii, asta înseamnă că nu există între dânșii Domnul. Că Domnul a zis că unde doi sunt în numele meu, acolo și sunt eu lângă dânșii. Și așa binecuvântări care dă patriarhul Kiril și așa metodică care învață teologii la Chișinău rusește, este care spun că asta e drept și așa mai departe, că sunt noi, la noi în Chișinău sunt oameni care susțin patriarhia rusească și cred că asta e normal și drept ceea ce face Kiril.
Păi nu numai în Apoi Chișinău, dar și în majoritatea satelor din Moldova, bisericile sunt subordonate Mitropoliei Moldovei, care e subordonată Patriarhiei Ruse. Spre deosebire de Ucraina, bisericile noastre, majoritatea, pomenesc Patriarhul Kiril, pomenesc poate că și pe Putin la slujbele lor, pomenesc pe Mitropolitul Vladimir. Foarte puține biserici se subordonează Mitropoliei Moldovei sau altor mitropolii ortodoxe pravoslavnice care au mai apărut între timp. În total sunt vreo 50 de culte religioase înregistrate al Ministerului Justiției, dintre care cel puțin 7 sunt ortodoxe pravoslavnice. Nu doar Mitropolia Moldovei și a Basarabiei, dar mai sunt încă vreo câteva mitropolii, inclusiv una subordonată, dacă nu greșesc, Kievului. Iar că acum voi oameni vedeți, Patriarhul Kiril și Popa Vladimir, sau cum îl cheamă Mitropolitul Vladimir, voi vedeți la ce voi duceți oameni, la care necredință voi duceți cu atitudinea voastră, cu tot ce faceți voi, că oamenii deja nu cred în Dumnezeu, nu cred în biserici. Ei în voi și așa nu au crezut. E că așa, Iulia, tu n-ai crezut în Mitropolitul Vladimir. Hai spune drept. Ateu fiind, eu nu cred în nicio Am mitropolie, în păiaca. nicio Dar dacă religie mai nu cred, nici în satan, vezi nici în una. dracu. Hai să vorbim despre dracu și despre satan, că înțeleg că asta te Asta și preocupează. sunt dragi noștri pentru tema de astăzi. Eu vorbesc cum dracul lucrează prin oameni. Și eu trebuie să ating pe săracul dracu care voi n-al vedeți și n-al credeți. Noi vorbim despre Kiril, despre Mitropolit, despre lecțiile care acum îmi pun ca să știu în școli ortodox lecțiile, iar că eu n-aș vrea, sincer să spun, cuvântul vă dau că n-aș vrea ca copilul meu să se ducă măcar la vreo una de lecții de astea tâmpite, astea tâmpite lecțiile, fiindcă eu ca tata, eu învăț copilul meu acasă la mine Biblia așa cum o știu eu. Credință îi dau așa care o știu precis că e corectă. Dar nu așa care îi bagă la școală un Afanasie care singur plin de păcate și binecuvintează ruși să ducă la împușcat ucrainieni. Ești de acord cu mine, Oleg? Eu socot că asta e discriminarea tuturor părinților, fiindcă sunt baptiști, sunt iehoviști, sunt pentecostali și așa, cei sau cum se numesc ei, sunt diferiți adventiști care nu vor să fiu copiilor învățați de un pop arsenic care șede la ortodoxie și începe a baga metodica lor aiuratică în cap la copii. Și atunci copiii cresc cu gândul că așa e drept. Da, asta Dar e marea problemă, că și-au băgat codița cultele religioase în școală, mai ales cultul pravoslavnic ortodox majoritar. Nu știu de ce statul nu se împotrivește. A încercat odată Maia Sandu, când era ministra educației, a dat un ordin prin adjuncta ei, Nicolaescu, prin care interzicea ca pe 1 septembrie și la 31 mai, la sfârșitul anului școlar, să participe preoți la careu acela de sfârșit și de început de an școlar, dar presiunile au fost atât de mari de la biserică și frica, comoditatea, populismul Maia Sandu a fost atât de mare, încât în câteva ceasuri au modificat sau au retras acel ordin. Și iată, mai ieri, pe 1 septembrie, au ieșit preoți la am școală, la ieșit. careu, au Se ducă cântat copilul meu și osanale cui au vrut ei și au băgat bumbac yes. religios în cap, ceea ce e interzis prin lege. Prozelitismul religios e interzis prin lege. Școala, dacă e obligatorie, trebuie să fie laică, adică seculară, adică separată de culte religioase. Mai ales, cum zici tu, sunt unii copii care sunt de altă credință sau sunt unii copii care sunt atei. Cu adevărat, tu ești cu foarte corect. Oameni buni, eu am altă credință. Eu cred ceea ce scrie în Biblie, eu cred în Iisus Hristos, dar deja eu nu cred în biserici pământești și așa Poate am avut sunt unii dubii. care nu Dar cred în Isus Hristos, sunt unii budiști, unii atei, de acord, musulmani. de Nu, n-au acord. nicio treabă cu creștinismul. Eu am propunere, cela care vrea să facă lecțiile, poftim la mănăstire, deschideți școala și cine tare vrea să fie copilul lor învățat în, așa presupunem, în școli de este la ortodoxie, bine, poftim, duceți-vă, dar nu rămâneți voi la, nu vă împuneți voi, nu vă băgați în școală, asta e extraordinară dezordine.
Asta e nenormaliz... Dar asta nu e normal. Asta nu e normal, că asta e discriminarea nu numai părinților tuturor, asta și intrarea, influența asupra adolescenței. Tu începi a influența asupra un copil minor cu metodica ta de credință, care poate copilul și nu vrea. Și voi îl puneți la păcat, pentru că dacă voi spuneți că mai este Iisus Hristos, apoi dacă voi credeți în asta, apoi e că voi îl puneți pe copilul și ala să greșească, de tot că el la lecție nu vrea să asculte tâmpeni care spune popa, dar el vrea să joacă cu musca. Și asta e păcat. Ești de acord cu mine, Oleg? Și la școală copiii sunt duși obligatorii primele 9 clase, dacă nu cumva mai mult, ca să învețe științe și cum să se descurce în viață. Iar religia, degeaba se numește teologie, nu este o știință. E o confesiune, chestie privată, personală, care se Eu, discută, se bravo. învață în casă Plec. și în școli duminicale sau de sâmbătă, dacă sunt unii care au sărbătoare mare sâmbătă, nu? Evrei, de exemplu, de cult Bravo. mozaic sau alții care serbează sabatul. Du-te atunci, în timpul liber, și învață religia, cărțile pe care le consideri sfinte. În timpul liber, dacă vii la școală, trebuie să înveți știință și cum să te descurci în viață. Nu povești cu zmei, povești scrise Eu în... zic așa, deși la popor ortodox i s-a dat voie să predea lecțiile la școală, dar la catolici, la alți protestanți, baptiști, evangeliști, adventiști, nu i s-a dat voie. Hai Asta e trebuie să... favorizarea unui cult majoritar, dar nici unui cult nu-i trebuie permis accesul în școală, pentru că fac prozelitism religios, interzis penal. Asta e de la dracu. Asta este de la dracu, să știți. Asta nu este de la Domnul. Și ia ascultați, voi n-ați citit cărți, dar eu am citit când catolici și predau, aveau înainte școli, învățau copii și câte crime au făcut ei cu copii. Câte crime au făcut pochi. Nu zic că noi toți suntem sfinți, dar dacă tu zici că ești popa, trebuie să dai deamul crezare la toată lumea ca să te vadă că ești sfânt. Dar cele mai multe, cine a scris Biblia satanii? Știți cine? Călugărul a scris catolic. El a scris, ia deschideți voi în internet. Oleg, poți să deschideți acum și să dai întrebare în internet și să citești nouă. Cine a scris Biblia satanică? Hai te rog frumos, dacă ai dorință. Asta nu multă și timp. Biblia satanică? Da. Biblia diavolului. Cine a scris? Nu cred că există așa ceva. Satan nici măcar Păi, Oleșca, păi, nu există. hai, El e inventat. Ca și hai-ți pro... Dumnezeu. Bun, hai-ți propun să citești cu cine o invitat, cine o compus-o. Hai, așa să spun, tu și crezi că asta e compunerea? Hai, cine o compus Biblia satanică? Dacă nu Wikipedia vrei zice: tu... Biblia satanică este o colecție de eseuri, observații și ritualuri publicate de Anton LaVey în 69. Este textul religios central al satanismului. Asta e tot o religie. Dacă crezi în Satan, crezi și în Dumnezeu. E din Da. 69, e cam de vârsta mea. Da, dar el, da, asta a fost nu Anton LaVey, dar altul, un călugăr a scris. Cel mai mare drac lucrează prin cei care zic că cred în Dumnezeu. Prin sectele este, religiile este. Și tema mea de astăzi a fost că Domnul Iisus Hristos, cum spune, că copacul când dă roade, după roadele lor, ați să vedeți și faptele lor. Care roadă va fi a copacului? A să vedeți deodată, e bun sau rău. Așa și omul. Da, cu adevărat, posibil că și chiar a fost posibil că înainte sfinți, chiar și la ruși, au fost și la ucraineni, chiar la moldoveni au fost, dar să știți că acei sfinți, ca și limba noastră acum, ca și ziua independenților acum care voi o sărbătoriți la Moldova, este indiferent cu cei care se cerea în 90 de ani, care n-am fost atunci, nu știu, dar Oleg știe și se cerea atunci și ce s-a făcut acum. Este indiferență.
Nu știu cine, ce cucere, că eu citeam în Wikipedia despre Biblia satanică și n-am fost atent la ce vorbești tu. Dar și ai citit? Dacă vrea cineva să participe cu noi în discuție sau măcar să pună întrebări, să comenteze, poate accesa linkul de sub acest video dacă ne priviți în direct pe Facebook în grupul Microfonul Liber. Dacă vedeți acest video după aceea pe canalele mele de Facebook și de YouTube, nici nu încercați, nici nu vă dau link-ul, puteți doar să comentați text și atunci eu o să răspund sau dacă e adresat lui Oleg Adrian întrebarea, o să eu transmit și o să vă răspundă el. Da. Și ai citit, ai primit nouă informație astăzi, se vede, că n-ai știut de Biblia satanică, da? Nu, dar sunt tot felul de diversiuni. Auzeam deseori despre religia sau cultul lui Satan, tot felul de ritualuri. Acum citesc că sunt patru cărți satanice, după modelul Evangheliei. Cartea lui Satana, cartea lui Lucifer, cartea lui Belial și cartea lui Leviatan. Și 10 Oh, bine. porunci există. Adică imită total religia creștină. Da, dar pe asta tot o creat pe călugări. Iaca la ce am vrut Păi alt astăzi să vă model duc. n-avea, da, o imitat Biblia cealaltă. Și iaca de atât eu vă spun, vă, o să fiți atenți în ce credeți și cum credeți și cu adevărat acum credința este a fost dată de popa Kiril, că pentru mine nu e patriarh, nu e mitropolit, e un pop, e un popoc, e un buricul pământului care voi ocupați pe un buric, apoi ca el, deci opus credința sfântă și dreaptă în care singur nu există el întrânsa și nu crede, opus sub pălitura și sub îndoiala a tuturor slabi oameni care ar putea să fie creștini sau a întărit pe ateiști. Dacă vedeți cum noi cu Oleg Bregă ghinii vorbim, că vorbim între cei și îi place lui Oleg Bregă, că popa nu de la Domnul, bisericile care de la pe pământ este de la drac și nu există nimic de la Domnul, e că asta îi place lui Oleg, pentru că el înțelege că asta e drept. Cine e vinovat? Asta, vinovați voi creștini, că voi ați pus la dubii singuri pe credința cum o numiți sfântă și dreaptă. Și Eu eu cred că popii nu sunt de la Domnul, sunt autodeclarați, dar bisericile, mănăstirile sunt făcute de domni și doamne zidari, calfe și zidari, cum scrie în poveste. vreau să zic, coleg, că astăzi tu ești cu adevărat drept în tot ce ai zis acum, din motivul că pop Kiril ți-a dat voie să pui așa decizie, să ieși la așa concluzie. Și de atâta nu pot spori acum. Și așa la care șed la teologie, că am eu cunoscuți care învață la Chișinău la teologie și eu știu care dogmele îi spun lor, apa asta e dogmele, asta numai spălarea minților și spălarea banilor la contract și de aceste dogmele putem să vă spun și eu, și fără ca să vă plătiți câte 10.000, tu știi cât plătești pe un an? 10.000 de lei plătesc pentru un contract ca să învață la popă, tu ți închipui? Oleg, dacă vrei să continui, dă-te mai aproape de microfon sau vorbește mai tare. Dacă nu, mi-a fost interesant, mulțumesc, numai Nu, că iată, pe eu știu. Facebook nu vrea nimeni să alăture discuției noastre, nu există nici comentarii, așa că am putea să închidem, avem aproape 20 de minute. Nu, dar stai, eu încă n-am terminat până la urmă. Te Apoi, ascult, da, dar dă-te mai aproape. iaca, mă aveți? Da, te văd. Ia. Și iaca, asta am vrut și să vă spun vouă, că tot ce se face acum, asta se face pentru asta, ca să fie deja necredință mare în lume, datorită tot la cei care au zis că cred în Dumnezeu și sunt Sfânta Cruce, și a să și timpul când a să închide școli, a să închide biserici și voi oameni simpli a să-i ajutați lor, din motivul că vouă i s-a dat
așa, povăt, cum se numește povăt în limba română? Pretext, motiv. Motiv i s-a dat vouă așa la în care voi ați socotiți de popă, de preot, de mitropolit, de mitropolit. Iaca. Și ceea ce luptă se face acum în Ucraina, asta numai și ce a zis Iisus Hristos, el a zis că asta radică frate pe un frate și a să fie lupta până la sfârșitul lumii. Și a să și iaca acum, asta cred, se împlinește. Și am vrut să vă zic că trebuie să aveți credință la voi în inima voastră, să citiți Biblia până când nu s-a închis și nu se... ca să fie timpul și a să plătiți amendele pentru că aveți Biblia în căs, ca să socoate că asta e carte care distruge poporul și învață numai nebunii și duce numai în fanatismuri a sectanților, așa să spui voi, a să fie timp, nu vă temeți. Și voi singuri scrieți așa și să o duceți singuri Biblia voastră de casă care o aveți, dacă o mai aveți, pe la gunoi. Asta va fi din motivul că dracu lucrează prin toți, dar mai ales prin biserica, în care zici că e de la Domnul. Dar eu vă zic că nici o biserică nu este de la Domnul. Da, eu știu că mulți oameni vor să se mântuiască, mulți oameni se duc la biserică, e ca ești oameni care vor să mântuiască și oameni care se duc singuri la biserică, e ca ești oameni cred în Domnul. Și aici poate că va fi mântuiți după credința lor, dar nu după cei că v-a zis Popa Kiril sau Batcu Ivan. Asta e. Oleg, tu mai ai ceva de adăugat la credință? Sfânta și dreapta Popii Kiril și a Mitropolitului Vladimir? Nu, n-am ce să adaug despre credință, e treaba voastră a credincioșilor, dar mă tem că e adevărat, Biblia e un manual de cruzime, de violență, de discriminare, de robie, de supunere. Nu degeaba se spune că ești robul lui Dumnezeu. Eu refuz să fac chestia asta și mă tem că pe viitor Bibliile, dacă nu vor fi interzise, cum e interzisă manifestul lui Hitler, Mein Kampf, de exemplu, vor trebui să conțină disclaimer, câteva pagini în care se spună: atenție, aici e limbaj violent, aici se incită la ură, la crimă, atenție, e o carte periculoasă scrisă cu mii de ani în urmă de niște oameni. Iaca Popa Kiril și Beatul Metropolitul Vladimir, dacă voi ascultați a noastră sau toți călugări și mugări sau cum vă numiți voi acolo, ați ascultat și ce v-a zis Brega și eu îl susțin în așa că asta, ideea și gândul ați dat voi cu agresia voastră care voi o binecuvântați, măi, să sfințești tu tancul, tu ai văzut nebunia asta, mai Oleg. Popa să șadă 3-4 pochi lângă soldat și să sfințească tancul, care ați duc ca să ușide lumea. Voi și oameni, voi v-ați făcut debil total și eu nu. Oleg, hai spune tu, cum desfință tancul? Hai, tu la noi ești mai creștin în ateism. Cum să coți asta? Debilitatea e o boală mentală și nu cred că trebuie invocată în context negativ. Și Dar oamenii care fac chestia asta sunt mai degrabă niște prefăcuți, niște ipocriți care încearcă să controleze masele în ignoranța lor. Și sfințesc, da, inclusiv arme, pentru că slujesc oamenilor politici, guvernării. Biserica Ortodoxă Pravoslavnică Rusă slujește lui Putin, cum a slujit și lui Brejnev și lui Stalin. Încă pe timpul lui Stalin au fost formate batalioane de slujitori care au fost trimise la țară să ducă oamenii de căpăstru. eu vreau să mai spun încă un lucru, că după Biblie, politica socoate 666, asta e cifra satanei. Și cum de permanent la biserică ne îndeamnă pe noi, când a fost Voronin cândva un timp, în 2010, când el atunci trebuie să avea putere să mai latre o leacă din gură cu comunistul ăsta. Apoi, Popa ieșe la, după convorbire la slujbă, după slujbă el ieșe și spune oameni buni, hai să votăm toți pe Voronin.
Dar eu tam am cu Urechianu atunci votam. Și, dar de ce eu trebuiem să votez pe vot? Nu că votam, că n-am putut să votez, dar pur și simplu am fost pentru ca să fie votat. Dar de ce eu trebuie pe Voronin să votez? Și de ce Popa după slujbă trebuie să-mi spui pe cine trebuie să votez? Da, Biserica de Voronin, oștri? dacă se prefăcea foarte credincios, fostul general de miliție sovietică care a participat la distrugerea bisericilor, Ca și după aceea Popa s-o Chiril, pocăit, ca și așa Chiril prevede religia, dacă KGB-șnic. te pocăiești, gata, ești iubit, și-o pus subalternei lui să reconstruiască biserici cu bani de la stat, cu bani de la oameni de afaceri și gata, așa și Ștefan cel Mare, cât de crud, cât de curvar era el, a ajuns sfânt pentru că a construit biserici și mănăstiri. La fel și Nu Voronin, că iubit, cazul e chiar dacă o Ștefan spus cel inepție, Mare. fie că Iisus Hristos a fost primul comunist. Pentru că a dat Tu bani nu la încurca. biserici. Eu vreau să spun, nu încurcat-o pe Ștefan cel Mare cu cei potlăgării care face acum Ori Popa. Voronin, ori Stalin, ori Ștefan cel Mare, la fel niște despoți au fost. Ștefan cel Mare, când biruie lupta, el construie biserica. El avea stimul pentru a face, pentru a face biserica sa. Care stimulul lui era? Că el a câștigat lupta. Înseamnă că Domnul i-a ajutat după credința lui. Eu nu zic că pe dânsul trebuie eu să-l pui pe sfânt. Asta e tot o ninormalie ca și pe Lenin au făcut. Lenin, Hitler și Stalin au făcut o icoană la Hram Hrista Spasителя în Moscova. Asta e o smișnoie situație. Păi Ștefan cel Mare era desenat cu icoane. Acum sunt Eu și știu. prim-ministrul Asta tot României și primari din sate desenați ca icoane. Asta e nebunie. Asta nebunie. A pe mâine eu pot pe Oleg Bregă să o pun ca pe icoană, dar deși nu ia că e lacri drepturi, pe lângă dânsul o să mai scriu în altele sfințitul Oleg Arhanghelul Bregă, Tadeuș, da. aparatorul drepților și a toți și așa mai departe. Eu tot așa pot scrie și așa o biografie pot scriu. Hai așa mea pot să pun Sfântul Oleg Dătătorul de Tâmpieni. Dar deși nu? Dar deși nu. Facem Ca biserica noastră și ne desenăm unde vrem. apa asta e. De atâta că oamenii pozволяют себе, cum în limba Își română permit, sunt, da. pozволяют себе от себя чину, nu știu cum în limba română sunt, от себя. Voluntarism, da, amatorism. Da. Apa ei își singuri își duc oameni la așa necredință cum este acum la Oleg Bregă. Da, și vă spun la toți că Oleg Bregă a să fie judecat la judecată după necredința lui. Dar și pochi a să fie judecat la judecată lor. Pentru că ei au fost fățarnici, ziceau că cred în Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu fășeau războaiele, fășeau atsibeacine, nu știu cum în limba română se numește asta, Voluntarism, atsibeacine. amatorism. A voluntarismul și uduceau lumea la încurcat. Și dacă vreți să știți că Oleg Bregă acolo a făcut niște meeting-uri, că el nu respectă botezul celor care au fost botezat din copilărie la Biserica Ortodoxă. Eu îți spun, Oleg, că tu degeaba te-ai luptat, atât că la Domnul nici nu era scris botezul ăsta și crezi că el e prost, nu știe că tu nu crezi în trânsul Păi sau eu în nici asta. nu l-am făcut dezbotezare ce e pentru Domnul, am făcut-o pentru oamenii care, mai ales A, pentru păi, bisericoși, pentru gata. preoți care încercau să mă intimideze pe mine și Eu am familia mea, că fost. ești credincioși, că o să te excomunicăm. Nu mă mai puteți excomunica, m-am dezbotezat și gata, n-aveți niciun control asupra mea, puteți doar să mă invidiați și să mă imitați. Eu am fost botezat la Ortodoxă Biserică cândva, nici nu vreau să aduc aminte de anul ăsta, dar eu de mult când, mai ales când am văzut ce s-a făcut la Ucraina cu altar și așa mai departe. Și acum vă zic că eu nu-l recunosc așa botez. Duceți-vă voi, cui trebuie botezul meu, poftim, eu vă dau vouă așa botez, la așa pochi, la așa biserici, eu nu recunosc. Mie nu trebuie să ies la meeting ca Oleg și să arăt la oameni. Ia că eu zic la oameni. Biserica asta, toate bisericile care sunt pe pământ nu sunt de la Domnul. Și ce se zice în Biblie, cum și Iisus Hristos a spus, ea că Oleg nu știe, dar el a spus, то, что говорят они вам делать, делайте, но по делам их не поступайте. Чей, че вы зичите, вы пак и фачите. Финка и вас пун дело скриптура. Да дупа фактили лора,
Nu face. De atâta că ei fac asta, Română de la se asta. zice, fă ce zice popa, nu ce face el. Culeș, că eu nu prea vorbesc limba română curat, mai Hai, ales zi în trăiești la... germană, dar. Da, în germană tot precis n-a să înțelegi, dar nici eu nu știu cum în limba germană măcar vreo două, trei cuvinte din Biblie să spun, nu știu. Dar asta vă zic. Și cei ce Oleg a zis că nu crede că Biblia asta e un discriminațion, carte și așa mai departe, asta voi, ochi, voi cei care ați spus că credeți în Dumnezeu, ați dus așa oameni la așa necredință. Și să răspundeți voi, dar cine are de crezut în Domnul, el crede și fără voi, și fără cădelnița voastră, și fără lumânare, el poate lumânarea și la dânsul acasă să o pui. Corect, Oleg? Amin și caput și maladiet și da svidaniya. Poftim? Da, Oleg. Aha. Vorbim de Bun, jumătate de dar oră. atunci vă doresc numai bine și vă gândiți foarte bine la ceea ce se petrece, că asta înspre sfârșitul lumii. Hai, numai bine. Noroc, pa, ne vedem data viitoare. Hai.